Aș dori să vorbim astăzi despre scopul etern al lui Dumnezeu și legătura lui cu noi. Declarația inspirată spune astfel: Dumnezeu are o lucrare de făcut în lumea noastră pe care mințile limitate nu o pot vedea sau înțelege. Și când Dumnezeu descoperă adevăr poporului său, iar acesta nu este în armonie cu ideile lor, mulți sunt gata să-l desconsidere și să-l refuze. Primul lucru interesant este că Dumnezeu are o lucrare de făcut. Noi am auzit lucrul ăsta foarte des și foarte diferit în educația noastră religioasă, ani de zile de când suntem membri bisericii, unii de când ne-am născut. Că bănuiesc că și tu la fel te-ai născut aici. Și cântam, lucrarea Doamnei este a ta, tu ne-ai adus aici și până nu o vom termina, cine ne-ar putea opri? Deci Dumnezeu are o lucrare, dar noi trebuie să o facem. Și nu ne va opri nimeni din lucrarea asta a noastră până când nu o vom termina. Și când oamenii au întrebat, bun, și ce lucrare e asta? Păi să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Iată versetele. Mergeți și duceți Evanghelia aceasta și așa mai departe. Când ea va fi dusă până la marginile pământului, atunci va veni sfârșitul. Înseamnă că noi nu am făcut datoria și n-am dus-o până la marginile pământului și de-aia Domnul nu vine. Da? Cam asta a fost ideea despre lucrare. Nu ne poate împiedica nimeni să facem lucrarea lui Dumnezeu și să o terminăm. Acum toți recunosc că s-au apucat de lucrarea lui Dumnezeu, dar când a ieșit la pensie au recunoscut că n-au terminat-o. Și au zis, bun, să vină alții. Au venit și aceia, s-au apucat de lucrare, n-au terminat-o. Au venit și alții, generație după generație de peste 150 de ani. Da? Și încă nu se trezesc că Dumnezeu are o lucrare de făcut, nu noi. Da? Noi putem să facem orice lucrări vrem noi. Până când Dumnezeu nu-și face lucrarea asta, pe care mințile limitate nu o pot vedea sau înțelege. Asta e tragedia acestui popor. De ce să avem minți limitate? Să nu înțelegem ce lucrare vrea să facă Dumnezeu. Da? El se referea la ce s-a întâmplat la Minneapolis. În contextul ăsta este paragraful. Și ea continuă. Când Dumnezeu descoperă adevăr poporului său, iar adevărul acesta nu este în armonie cu ideile lor, mulți sunt gata să-l desconsidere și să-l refuze. Păi și atunci cum se poate rezolva problema? Domnul trimite adevăr, dar noi nu-l vedem, nu-l percepem. E vreo soluție la impasul ăsta? Ori de câte ori trimis pe cineva, nu-l vedem la o parte, ești eretic, ești dus cu pluta, nu înțelegi, n-ai școală, n-ai nimic, la gunoi cu tine. Se ridică cineva care chiar are școală și chiar are doctorate și spune, ăsta e adevărul. A fost cazul fratelui Graham Maxwell. Din punctul de vedere al fraților acestora care caută greșeli, omul avea toate acreditările posibile. Era profesor universitar, avea doctorat, avea tot ce voiau ei. Când a venit și le-a spus, noi n-am înțeles corect caracterul lui Dumnezeu. Știi ce au făcut cu el? L-au aruncat la gunoi. Nici măcar nu a fost menționat în revista oficială a bisericii moartea lui. În alte cazuri, chiar oameni simpli din biserică, fără vreun merit în lucrarea lui Dumnezeu, sunt menționați acolo. A murit fratele cu tare, a murit fratele cu tare. De Graham Maxwell nu a scris nimic. De ce? Pentru că nu se potrivea cu mentalitatea lor despre adevăr. Ei aveau tot adevărul, orice vine diferit, n-are cum să fie adevăr. Și l-au îngropat. Așa că nu e doar asta că cine sunteți voi n-aveți studii. Nu, când vin cu oameni cu studii, tot la fel îi tratați. Da. Și la Minneapolis asta a fost realitatea crudă. Dumnezeu venise să le descopere faptul că El are o lucrare de făcut și că din punctul Lui de vedere, lucrurile sunt gata, poate fi făcute. Adică nu mai trebuie să aștept anumite stadii de dezvoltare, de înțelegere de la voi. Vreau să vă arăt ce vreau să fac cu voi și să-mi spuneți dacă vreți sau nu. Dar eu trebuie neapărat să fac lucrarea asta. Și lucrarea era aceasta. Reinstalarea sistemului de operare divin în temple goale și în ființe moarte. De mult a venit la noi un frate pastor și ne întreba ce proiecte avem. Și da, noi am tăcut ce să răspundem, ce proiecte avem, că nu aveam niciun proiect.
Chiar acum de curând se desfășoară la București un proiect să ducă câte o carte la fiecare om și chiar am rămas puțin surprins. Nu la fiecare om, la fiecare clanță de apartament. Asta vreau să spun. Asta vreau să spun și am rămas surprins neplăcut pentru că au găsit o manieră de a pune cărțile acelea pe clanța de la ușa apartamentului. Acum, omul când vine și deschide, se întâlnește cu cartea aceea, poate să o și arunce, că de multe ori așa se întâmplă. Nu cred că asta este metoda pe care Dumnezeu o vrea sau vrea să o facem noi. Dar noi ne liniștim conștiința, facem lucrarea Domnului. Și nu ne dăm seama că nu aceasta este lucrarea Domnului. Lucrarea Domnului este mai întâi vindecarea voastră, mai întâi refacerea chipului lui Dumnezeu în voi și apoi să vă trimit în lume cu solia aceasta. Îmi aduc aminte de un episod referitor la ce ai spus mai devreme cu când Dumnezeu descoperă adevăr nou și nu este primit. Mi-aduc aminte de un episod din Sfânta Scriptură, din Ieremia. Se întâmplase acel moment când mulți au fost duși în robia babiloniană și au mai rămas acolo o rămășiță. Și ei vreau să-L întrebe pe Domnul prin Ieremia dacă să se ducă în Egipt sau să nu. Și Domnul le-a spus, Ieremia le-a spus, eu vă voi spune ce îmi spune Domnul, dar voi sunteți de acord cu ce vă voi spune eu? Și a spus, da, suntem de acord. După 10 zile vine Ieremia cu răspunsul Domnului și spune, nu Domnul a vorbit prin tine. Același lucru observăm și astăzi. Dumnezeu ridică oameni. Și cei mai mulți spun, nu vorbește Domnul prin tine. Da. Pentru că există o limitare, așa cum spune aici. Paragraful ăsta în care Sorai spune că Dumnezeu are o lucrare de făcut este la pagina 170 și cu o pagină mai sus, la 169, îi așează contextul ca să înțelegem precis despre ce este vorba aici. Și cuvintele sunt acestea. Vor veni oameni în Duhul și puterea lui Ilie spre a pregăti calea celei de-a doua venire a lui Isus. Lucrarea lor este să îndrepte lucrurile strâmbe. Anumite lucruri trebuie dărâmate, altele trebuie ridicate. Comorile vechi trebuie reașezate în cadrul adevărului. Deci ea anunță aici o listă de lucruri care trebuie făcute de unii oameni care vor veni în Duhul și puterea lui Ilie. Totdeauna a fost problematică venirea asta a lui Ilie, pentru că noi am avut senzația că Ilie a fost așa cam un tip violent care a produs o mulțime de morți pe acolo prin jurul lui și că venirea lui în asta ar consta, să mai facă puțină curățenie în corpul pastoral. Adică sunt unii printre noi care nu prea sunt chemați de Domnul. În loc de chemare, au avut trimitere și au ajuns între noi pe alte căi. Și că trebuie să vină cineva cu autoritate, cu sabia în mână. Cu mâna de fier. Da? Și să facă ordine și asta e problema noastră. Nu este problema noastră. Ilie a venit ca să ajute pe Israel să înțeleagă că se închină unui alt Dumnezeu. Asta a fost misiunea lui. Nu a fost să țină în viață sau să omoare pe unii și pe alții. N-a venit să facă selecție acolo care sunt păcătoși și care trebuie omorâți. A, ăștia, prorocii. Gata, pur, sub sabie cu ei. Nu. Misiunea lui a fost să-i ajute să înțeleagă că în închinarea și practica lor s-a strecurat un Hristos fals și un Duh Sfânt fals și că ei nu știu cui se închină. Aici a fost misiunea. E, când ea spune aici că oamenii care urma să vină de la vremea ei de atunci. În lucrarea lui Dumnezeu vor veni în Duhul și puterea lui Ilie. Adică cu o percepție care îi va ajuta să înțeleagă de ce lucrarea nu s-a putut încheia, de ce am făcut noi până acum nu e lucrare și în ce constă lucrarea lui Dumnezeu. Asta este percepția lui Ilie. Vede că e un alt Hristos și un alt Duh Sfânt care nu pot să dea poporului ce așteaptă el de fapt. E, John și Wegener în puterea și Duhul lui Ilie au fost trimiți. Și alți oameni ca ei, cum sunt frații William și Short, de exemplu.
și probabil că o să mai fie și alții în vremea sfârșitului. Și rolul lor este acesta, de a pregăti calea. Există o cale care este nepregătită. De ce? Oamenii nu merg pe ea. Li se pare strâmbă, tortocheată, nu duce nicăieri. Calea consacrată către desăvârșirea creștină este în Sfânta Sfintelor. Aceasta nu este negociabil. Singura cale. Acolo Dumnezeu unește omenescul nostru cu Divinul Său. De aceea noi ne punem speranțele și L-am urmat pe Hristos dincolo de perdea. Și ea constată și recunoaște că în privința înțelegerii și practicii adventiste, anumite lucruri trebuie dărâmate, altele trebuie ridicate și mai important, comorile vechi trebuie reașezate în cadrul adevărului. Asta înseamnă că atâta timp cât ele rămân neașezate în cadrul adevărului, pot fi valoroase, pot fi pietre de temelie, pot fi pietre doctrinale, dar nu sunt eficiente. Nu folosesc poporului decât dacă ele sunt așezate în cadrul adevărului. Și care este cadrul adevărului adventist? Lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea. Poziția lui de mare preot în Marea Zi a Ispășirii. Iar în Marea Zi a Ispășirii, tabăra este eliberată de păcat, acestea sunt așezate deasupra lui Azazel și cineva din tabără îl scoate pe Azazel afară din tabără. Asta este geniul mișcării Advent. Pentru asta a fost ridicat acest popor. Să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu are o lucrare de făcut în poporul acesta. E, noi am fentat lucrarea și am făcut noi o lucrare, misiune. Asta, cuvântul de ordine la ora asta în Biserica Adventistă e misiune. Prin misiune se înțelege orice faci tu ca să îmbunătățești viața pe planeta Pământ. Și să-i ajuți pe oameni să înțeleagă și să-L cunoască pe Dumnezeu. Vreau și eu să știu care din bisericile creștine nu vor ca oamenii lor să-L cunoască pe Dumnezeu. De ce fac slujbe la biserici? De ce au o elită preoțească? Nu ca să-i ajute pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu? Lumea e plină de meseriași, specialiști care îi ajută pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu folosește la nimic. Dumnezeu a ridicat mișcarea adventă cu un scop foarte precis. Da? Nu ca să mergem să îi împingem pe oameni de la spate sau să îi păcălim, că noi îi motivăm și îi păcălim omenește, cu cadouri, cu șmecherii de-astea copilărești, să studieze, să vină la biserică sau să asculte la radio. Diverse momeli. Nu, Dumnezeu are de făcut o lucrare în poporul ăsta și poporul ăsta n-are timp de lucrarea asta care se numește Nunta Mielului, pentru că el are altă lucrare de făcut. Și este pus să ducă, așa cum spuneai, cărți să le agațe de clanța ușii, să facă lucrare printre oamenii străzii, să-i spele, să-i ducă la duș, să le dea de mâncare, să le mai dea o haină în plus, o pereche de mânuși și un fes la iarnă, să nu tremure sărmanii oameni. Asta cred că e lucrarea lui Dumnezeu. Și nu poți să te atingi să le spui că nu asta e lucrarea lui Dumnezeu și că Dumnezeu are de făcut o lucrare în mijlocul acestui popor și cu acest popor. Ca Dumnezeu să poată să facă această lucrare, este neapărat nevoie ca să se aducă în discuție acele adevăruri care au fost îngropate. De exemplu, dacă noi astăzi venim și le spunem oamenilor că adevărul despre Domnul Iisus Hristos a fost îngropat de 2000 de ani, spunem, Iisus a fost începătorul unei noi omeniri, fratele nostru, carne din carnea noastră, os din oasele noastre, a fost întâiul om recuperat, adică primul care a fost vindecat de boala păcatului. Ce ne-ar spune biserica astăzi? Ne tulburați. Ne-ar considera că suntem eretici. Ne-ar spune că suntem sataniști, cum am și primit acest răspuns din partea lor. Alt adevăr. Dacă le-am spune că Dumnezeu vindecă omenirea într-o singură zi, cum spune profetul Zaharia, într-o singură zi voi tămădui rănile acestui popor.
Aceste adevăruri trebuie scoase la iveală și oamenii aceștia care vor veni în Duhul și puterea lui Ilie, pe ei nu îi vor deranja care vor fi consecințele. Ei vor spune adevărul și restul lasă pe seama Domnului. Pentru că e adevărat, astăzi mă întâlnesc și eu cu aspectul acesta, încerc să le spun oamenilor că Iisus nu este a doua persoană a divinității. Iisus este prorocul acela despre care vorbea Moise, este omul părtaș de natură divină, începătorul unei noi familii. Este ridicat din mijlocul tău, dintre frații tăi. Da, și frații din biserică fac grupulețe și râd de mine, adică își bat joc de mine. Pe mine nu mă interesează ce fac ei și ce zic ei acolo. Singurul lucru care mă doare pe mine este că doresc și cer prezența Duhului Sfânt, doresc ploaia târzie, dar când li se pune înainte că ploaia târzie de fapt a fost dată, dar a fost respinsă, și li se pune înainte ce vrea Dumnezeu de la ei să înțeleagă, consideră că sunt erezii. Și în felul acesta, așa cum spuneam, nici Dumnezeu nu poate să treacă la vindecarea poporului acesteia. Pentru că poporul acesta și-a făcut un cadru de cum să facem misiune și cred eu aici că se repete istoria. Când Dumnezeu i-a spus poporului Israel ce vrea să facă cu el, poporul Israel s-a zis, vom face tot ce a zis Domnul. Consider că astăzi Biserica Adventistă, împreună cu conducătorii, sunt la nivelul acesta. Vom face tot ce a zis Domnul. A zis Domnul misiune? Misiune. A zis Domnul că atunci când ducem Evanghelia până la capătul pământului, atunci va veni? Noi asta vrem să facem. Și am început astăzi să mergem prin marile orașe și luăm consultații, aducem tot felul de doctori ca să spună oamenilor ce probleme au. Mergem cu cărți și le punem în clanțele ușilor. Toate metodele posibile. Facem misiune. Ieșim în piață și cântăm. Muzică ușoară. Sau citim Biblia pe stradă cu 2000 de tineri, fiecare câteva versete, și am citit toată Biblia într-o oră. Da. Toate aceste petale, să le numesc așa, fac parte din legământul cel vechi, în care omul se angajează să facă ceva. Dar noi discutăm aici că Dumnezeu are de făcut o lucrare. Dumnezeu vrea să facă o lucrare. Și știm că Domnul nostru Iisus Hristos s-a făcut chezașul acestei lucrări. Adică El a demonstrat în viața Lui ce lucrare poate să facă Dumnezeu în omenire. De aceea Domnul Iisus spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Veniți pe calea aceasta, eu sunt calea. Chiar profetul Isaia spunea că aici se va croi o cale, calea consacrată. Dar ei au spus, nu mergem pe calea aceasta. Mergem pe calea, pe calea noastră. Și în felul acesta observăm că Dumnezeu nu poate să-și facă lucrarea pentru că nu folosește forța, nici nu poate să scrie cu litere de aur pe cer ce lucrare are El de făcut. Și trebuie să aștepte până când oameni din poporul acesta se vor ridica și vor dori să ducă lucrarea aceasta în Duhul și în puterea lui Ilie. Și oameni care nu-și vor iubi viața. Iar noi constatăm astăzi că se ridică oameni în Duhul și puterea lui Ilie, care vin fără să se teamă de consecințe, să rostească aceste vechi comori într-un context nou, într-un cadru nou. Asta este o bucurie fenomenală și eu permanent am ocazia să discut cu oameni care descoperă excepțională valoare a adevărului adventist în intenția lui Dumnezeu de a realiza scopul său etern și de a crea un popor unit cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Și dincolo de aceasta nu cred că există satisfacție mai mare și bucuria că ai participat la această excepțională operă descrisă de ea aici. Comorile vechi trebuie reașezate în cadrul adevărului. Despre intenția lui Dumnezeu în această lucrare ni se spune lămurit. Dumnezeu intenționa ca străjerii să se ridice și cu voci unite să proclame o solie lămurită, să dea trâmbiței un sunet clar,
ca poporul, să se poată ridica la postul datoriei lui și să-și facă partea în marea lucrare. Atunci, lumina clară, puternică a celuilalt înger, care coboară din cer cu mare putere, ar fi umplut pământul cu slava lui. Suntem cu ani de zile în urmă. Iar cei care au stat în orbire și au împiedicat chiar solia pe care Dumnezeu urmărea să o facă o lumină arzătoare la întâlnirea de la Minneapolis, au nevoie să-și umilească sufletele înaintea lui Dumnezeu, să vadă și să înțeleagă cum lucrarea a fost împiedicată de orbirea minții și împietrirea inimii lor. Deci iată, avem de-a face cu o lucrare care a fost împiedicată. Nu se spune... A fost o lucrare care s-a realizat în final. Nu, a fost împiedicată la Minneapolis lucrarea aceasta a lui Dumnezeu. Foarte interesant cum descrie ea ce intenționa Dumnezeu la Minneapolis. Că aici era vorba despre postul datoriei lui. Pentru ce e chemat acest popor? Ce vrea Dumnezeu cu poporul ăsta? Are vreo datorie, are vreo responsabilitate? Și aici se constată că nu era vorba aici de făcut misiune și de mers la baptiști sau la penticostal cu adevărul. Nu? Străjerii de pe zidurile Sionului, că ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu, da? Trebuiau să se ridice și să zică amin la solia lui John Wegener, da? Să proclame o solie lămurită, deci era vorba de o solie aici, de înțelegerea unor realități, o avertizare. Marele mire divin este gata să vină la nuntă. Să pregătească omenirea pentru așa ceva. Da? Ca poporul să se poată ridica la postul datoriei lui să-și facă partea în marea lucrare. Din nou, aceeași expresie. Această mare lucrare a lui Dumnezeu din Marea Zei Ispășirii. Poporul nu era pregătit să stea la postul datoriei lui să-și facă partea în această mare lucrare. Nu e partea poporului să ducă Biblia în lume. Au făcut-o protestanții, au umplut lumea cu Biblii. Au făcut catolicii ajutorare și săraci de umplut lumea de ajutoare. Nu e nicio ispravă. Marea lucrare era Marea Zi a Ispășirii, ștergerea păcatelor unui popor și apariția rasei lui Hristos, ca să spunem așa. Familia lui Hristos. Iar ei la Minneapolis au spus, ne-ar place să fie așa, dar nu crede. Și atunci... am rămas cu ani de zile în urmă. Au împiedicat chiar solia pe care Dumnezeu urmărea să o facă o lumină arzătoare la întâlnirea de la Minneapolis. Deci la Minneapolis Dumnezeu trimisese o solie care urma să dea foc biserici. O lumină arzătoare. Nu mici raze de lumină. Mici corecturi așa cu privire la îndreptățirea prin credință. Mici apeluri de-astea heirupiste. Hai fiți mai serios, hai fiți mai serioși, hai fiți mai hotărâți. Așa cum au făcut după 93 Jones și Prescott. Jones a rămas singur în America și el credea că poate să reînvie dorința Duhului din 88. Și începuse să-i pistoneze pe oameni. Acum, dacă acceptați, dacă credeți, Duhul Sfânt vine. La Minneapolis binecuvântarea plutea deasupra capetelor noastre. Tot felul de declarații. Nu s-a întâmplat nimic. Deși oamenii acum erau total de acord cu el. Că nu voiau să mai aibă de-a face cu Sora White, că le spune că se împotrive soliei, știi? Acum oamenii primeau solia. Nu s-a întâmplat nimic, pentru că nu mai era solia. Solia aceasta arzătoare se stinsese în momentul când ei au hotărât să o gonească pe Sora White din America. Pentru că Sora White era hotărâtă să meargă prin localități, prin orașe și să... în comunități nu putea să facă treaba asta, clar. Și să avertizeze pe adventiști că Dumnezeu a trimis o solie arzătoare la Minneapolis. Și ea spunea, nu ne vom opri și nu vom tăcea. Vom închiria săli, vom merge și vom vorbi despre lucrurile astea. Și ea constată împotrivirea asta, disperată. Și ce le recomandă fraților care au făcut lucrul ăsta? Au nevoie să-și umilească sufletele înaintea lui Dumnezeu, să vadă și să înțeleagă cum lucrarea a fost împiedicată. Ați interceptat lumina, spunea. V-ați așezat între lumină și popor și ați ascuns-o în buzunar. Și acum poporul acesta zace în continuare în beznă și este mișcat și
împins din spate de tot felul de proiecte, planuri și strategii. Toate făcute cu un singur scop. Să ascundă lucrarea pe care Dumnezeu trebuie să o facă în acest popor. Și noi am rezolvat problema. Facem lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea Domnului este a ta, tu ne-ai adus aici și până am termina, cine ne-ar putea opri? Dar nu au constatat că este lucrarea lor și nu a Domnului. Păi da. Lucrarea este a Domnului și ea trebuie făcută în acest popor. De aceea, când Domnul a făcut făgăduința aceasta arzătoare, cum zicea sora White, neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Asta e marea lucrare. Dumnezeu sfințit în noi sub ochii oamenilor. Revenită slava în templul inimii unui grup de oameni ca să fie așezați pe masă și să întrebe omenirea: vreți să vă vindec după metoda aceasta sau nu? Cred că mai este un aspect. Când facem noi lucrare, mergem la toată lumea și ducem lucrarea aceasta pe care noi considerăm că este a Domnului. Și punem carte și acolo, dar nu ne gândim care este rezultatul sau care sunt consecințele. Omul respectiv, când ia cartea, binecuvântă pe Domnul sau poate să-L înjure pe Dumnezeu? Pentru că în momentul în care vom face adevărata lucrare a lui Dumnezeu, vom merge în spiritul și în puterea Domnului. Și atunci chiar se va face lucrarea Domnului, fără pagube și fără ca oamenii să pângărească numele lui Dumnezeu. Era un evanghelist de vorbea, striga la oameni: veniți la Domnul, l-am văzut pe internet, veniți! Și oamenii treceau: lăsați-ne în pace că noi vrem să rămânem așa cum suntem. Adică la ce să ne chemi? Și sincer astăzi, la ce să chemăm noi poporul, să zicem că noi avem lumină, noi la ce să-i chemăm în interiorul nostru? Ce avem atât de special să le oferim? Pentru că la fel ca și la ei, și la noi în biserică sunt probleme, oamenii se ceartă la fel, oamenii mănâncă la fel, se îmbracă la fel ca toți ceilalți, aleargă după aceleași lucruri care sunt în lumea aceasta, după case sau acumulare de avere sau de plăcere, și până la urmă la ce să-i chemăm la noi la biserică? Doar ca să fie biserica plină? Am o întrebare. S-a reparat cumva atitudinea aceasta care a fost atunci la Minneapolis? Nu, categoric nu s-a reparat, că altfel imediat aveam de-a face cu revenirea lui Hristos. În momentul când recuperăm ce am stricat la Minneapolis și acceptăm că Dumnezeu are o lucrare de făcut și acceptăm declarația inspirată că Dumnezeu avea o lucrare la Minneapolis de făcut prin solia pe care a trimis-o, atunci imediat urmează pocăința, pentru că oamenii din acest popor, și mă refer chiar și la membrii corpului pastoral, nu sunt oameni răi și porniți împotriva lui Dumnezeu. Sunt oameni care vor să-L împiedice pe Dumnezeu să-și facă lucrare. Nu, ei sunt sinceri, credincioși și hotărâți că ce fac ei este bine și ce au înțeles este corect. Nu reușesc să accepte sub nicio formă că adevărul este în dezvoltare, în creștere, și că ne lipsesc multe lucruri din înțelegerea cadrului adevărului prezent. Și această atitudine care a fost stimulată, nu ne-am născut niciunul cu ea. Noi, în general, toți vrem să învățăm toată viața. Dar la capitolul ăsta al adevărului lui Dumnezeu, sub nicio formă nu acceptăm, pentru că el e bătut în cui, a fost oferit în Scriptură, de asta țipăm într-una sola Scriptura, avem tot adevărul, e clar, e stabilit, e verificat de teologi, este imbatabil. Și atunci greu faci loc unei noi raze de lumină. Ori la Minneapolis exact cu asta au fost confruntați. Oamenii aia erau niște titani și în privința consacrării și a loialității și a seriozității și a vieții creștine corecte, trăite. N-a fost susținut la nimic toate astea. Și la Minneapolis John și Wegener n-au venit cu sola Scriptura? Da, bine, nu era chestiunea dacă s-au folosit de Scriptură sau nu. Chestiunea era că ei se sizau că e altceva decât au știut ei. Și asta era periculos pentru biserică. Ei aveau, rămăseseră cu ideea preconcepută din dezbaterea dintre, indirectă evident, dintre fratele Butler și Wegener cu privire la legea din Galateni.
Lor li se părea că această poziție a lui Wegener strică credința adventistă și ne lasă fără pâine, practic. Că în momentul în care spui toată legea este aia despre care Pavel spune că nu ne mai trebuie, atunci s-a terminat cu noi, că noi suntem cu legea. Noi am adus în creștinism valoarea legii, sabatul și toate celelalte care decurg din ea. Cum să spunem acum că Pavel în Galaten despre acea lege vorbește? Că e imposibil, nu se poate așa ceva. Nu, acolo e legea ceremonială, atât. E, cu concepția asta că Wegener este dus, precis dacă e prieten cu Jones, și Jones e dus, și dacă Sora White îi susține, și Sora White e dusă. Evident. Mai ales că am bătrânit și la o anumită vârstă te cam las. Da, exact. Și ei au fost teribil de șocați să vadă cum ea se unește cu ei. Și atunci au zis, sub nicio formă nu cedăm. Bun, nu ne apucăm să ne certăm cu Sora White, dar o lucrăm delicat. Și au lucrat-o așa cum s-a procedat în toată această perioadă. Sora White, e nevoie de dumneavoastră în Australia. Și ea spunea, n-a fost voia Domnului ca noi să plecăm acolo. Da. Deci este clar că nu s-a recuperat eșecul de acolo. Și este clar că aceste cuvinte pe care dânsa le-a scris aici n-au avut nicio influență asupra lor. Nu. Pentru că nu am văzut o pocăință a lor. Și-au mărturisit ei ceva pe acolo, dar nu, chiar noi suntem aceștia? Putea zic că noi am făcut așa, da, puteau să se întoarcă. Și cred că dacă se întorceau acolo, Dumnezeu îi primea. Mărturisirile astea care sunt discutate astăzi, că uite, fratele Reasmi și-a cerut iertare, fratele Morrison și-a cerut iertare. Dă voie să spun că nu folosesc la nimic și n-au schimbat realitatea. Pentru că una e să-mi ceri iertare că te-am jignit pe tine și că m-am purtat urât și că te-am bârfit. Și alta e să-mi cere iertare că l-am împiedicat pe Dumnezeu să-și facă lucrarea asta pe care o avea de făcut cu noi. Lor nici le trecea prin cap că au făcut așa ceva. Au fost dispus să recunoască că da, au bârfit, l-au criticat pe Jones, pe Wegener, poate și pe Sora White și și-au cerut iertare pentru asta. Și au fost iertați. Sora White a zis, ok, primesc iertarea voastră. Dar n-am auzit odată din gura lor să spună Dumnezeu avea lumină foarte prețioasă pentru noi și noi ne-am împotrivit aducerii ei în mijlocul nostru ca popor. Asta n-am auzit. Și-au cerut scuze, dar totuși i-au despărțit. Păi, da, da. Adică, aparent, le-a părut rău, dar după aia a făcut tot cum au vrut ei. După metoda omenească. Da, și noi vedem că metoda se folosește și astăzi. Și astăzi este aceeași îndârjire că n-am împiedicat noi nicio lucrare a lui Dumnezeu și nu recunosc sub nicio formă că Dumnezeu avea o lucrare de făcut la Minneapolis. Despre acești străjeri care trebuiau să se ridice, să proclame o solie lămurită, cred că vorbește și Isaia în capitolul 62. Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi, care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc și nu dați răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și îl va face o laudă pe pământ. Da, de vorba de străjerii ăia care au responsabilități. Ei trebuiau să facă treaba asta. Ei trebuiau să prindă mesajul la Minneapolis ca Dumnezeu să poată face ceea ce a făgăduit. Și ceea ce a făgăduit era în termeni ăștia măreția Ierusalimului. E bun, în ce constă măreția Ierusalimului? Că Ierusalimul este poporul lui Dumnezeu, nu este o cetate. În ce constă această măreție, acest excepționalism al Ierusalimului? Aduși din nou la starea inițială a creațiunii. Aduși din nou în armonia Edenului. Aduși din nou în familia universală a lui Dumnezeu. De la Serafimul Luminos și Sfânt până la om, din nou o singură armonie în univers, oamenii uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Asta era rolul străjerilor de pe zidurile Sionului. Și acum vedem oameni care n-au avut și n-au nicio atribuție în cauza lui Dumnezeu, cum iau locul acestor străjeri care și-au părăsit posturile. Aceștia, în loc să își facă datoria ca străjeri și să anunțe prețioasele raze de lumină care se apropie de la tronul lui Dumnezeu, le-au interceptat și au coborât de pe ziduri sau au pucat de altceva. Și
Natural că Dumnezeu ridică alți străjeri pe căi neconvenționale, așa cum lucrează El, oameni nepregătiți de instituțiile bisericii, care să nu dea pace lui Dumnezeu până când nu va face din nou Ierusalimul slăvit. Și asta este pasiunea noastră, să vedem în sfârșit acest popor al lui Dumnezeu ajuns la starea de om mare a plinătății lui Hristos, în care eu și Tatăl una suntem. De aceea, formidabilă declarația sorei White, acest popor va fi descris și marcat de aceste lucruri. Oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Adică nu uniți cu divinitatea din interese politice. Hai că suntem de partea voastră, cei din cer, că ne-ați promis că după ce murim o să ne luați acolo. Nu, nu. Altfel de unire. Nu unirea asta de care vorbim noi, hai că mă unesc cu tine să facem o treabă împreună. Nu, nu. Omenescul unit cu divinul. Așa cum funcționează viața în univers. Și până nu se ajunge la acest nivel, în familia omenească nu va exista viață niciun fel. Noi deja suntem morți după păcatul lui Adam. Nu va fi niciun fel de înviere din această moarte spirituală și nici înviere din mormânt a celor morți până când Ierusalimul nu va fi o laudă pentru tot pământul. Și eu cred că Isaia la asta se gândea și Domnul în direcția aceasta l-a inspirat pe Isaia. Că trebuie neapărat ca Dumnezeu să prezinte universului întreg și oamenilor de pe planeta Pământ scopul său etern într-un grup de oameni uniți cu divinitatea. Chiar declarația aceasta pe care o face profetul Isaia, că pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri, este în contextul acesta. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se va uni Dumnezeul vostru cu voi. Acolo este nunta mielului. Și Dumnezeu a pus întotdeauna, în fiecare generație, străjeri pe zidurile Ierusalimului să strige despre acest mare eveniment. Dar străjerii au fost rând pe rând lichidați, păzitorii legii au avut ei grijă ca să deturneze mesajul acesta și observăm că până în zilele noastre lucrul acesta nu s-a întâmplat. Și noi ne bucurăm astăzi să facem parte dintre străjerii aceștia. Și nu să strigăm oricum, să strigăm până când se va realiza din nou Ierusalimul. Până în momentul în care se va realiza scopul etern și dorința noastră arzătoare și proiectul nostru, să zicem așa, să vorbim în limbajul acestui popor, este acesta, unirea omenescului cu Divinul. Pentru că noi considerăm că această lege este singura lege care funcționează corect în universul acesta. Și noi o dorim și noi în viața noastră și în felul acesta dorim să le eliberăm pe Dumnezeu de acuzațiile lui Satana. Și când spunem totul este gata, poftiți la nuntă, când spunem iată mirele ieșiți în întâmpinare, noi de fapt recunoaștem că Dumnezeu intenționa să facă o lucrare la Minneapolis. Și atragem atenția acestui popor asupra acestei lucrări pe care el dorește să o facă. Și cu viața noastră, cu vocea noastră, cu pana noastră, spunem cât se poate de răspicat. Dumnezeu are o lucrare de făcut cu acest popor și întrebarea este cât vă mai împotriviți? Cât vă mai așezați necredința în drumul realizării scopului etern al lui Dumnezeu cu voi ca popor?